Astăzi, în acest episod, Darkseid 2011 a adus-o pe mama strictă în lumea lui și au făcut un concurs de construit casă de bebeluși de nu versus pro. Chiar nu vine să cred cum a reușit Darkseid să construiască așa ceva, uitați-vă până la final, fiindcă chiar rămâneți mască dacă știți în ce fel construia Darkseid înainte și ce a reușit acum să facă. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți! Doamne, Darkseid, ce mă, lumea asta? Asta e lumea ta, Darkseid, tu m-ai adus în lumea ta, mă? Asta e lumea ta, Darkseid, uite cum se vede soarele ăla de bebeluși, bă, tot e de bebeluși aici, mă, Darkseid, bă, chiar e lumea ta, bă, bebelușile, bă, Darkseid, bă, bă, ce, mă, ce căutăm aici, Darkseid, și ce ăsta e, e cumva concursul ăla de construit, Darkseid, la care am mai fost aici, și ce îmi dai pe asta, ce fac eu cu asta, Darkseid, mi-o pun în ca, bă, nu mai fac, bă, bă. Ok, dar se da așa și am înțeles. De ce mi-ai adus pe mine aici, mă rog? Șmecher ce sunt! Bine, dar să șmecherul cântărez, dar se ok. Și tu m-ai adus la concurs de construit, vrei să înțeleg aici? Mă, ce mă, locul ăsta, concurs de construit? Casă de bebeluște, nu vezi pro? Dar să-l 2012 100 de lei? Mămica mea strictă, 100 de lei. Mă, dar să le, ți-am mai spus să nu mai spui că sunt mama ta strictă? De unde sunt eu strictă? Eu sunt strictă, dar să le, eu îți fac toate plăcerile. Cum să fiu strictă? Mami, nu, mami, dar mami. Nu, mami, nu, statul și cica caldul tău și nu mai am bani. Ok, dar să le ieși foarte și da, dar hai să ne ieșcăm. Deci tu vrei să facem casă de bebeluși de nu versus pro, cum adică? Adică tu ești nobul, dar să le ieși, eu sunt proul care va construi o casă de bebeluși, dar să le, sau cum adică? Nu, ce mami, asta? Nu, bă, nu, mai? Bă, hei, dar să le, n-ai voie. Alo, ce cu, bă, dar să le trișezi aici, mai dai și cu bani și cu toate alea și tu trișezi, mă, nu-mi place. Mamă, ia, 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 mama, cum să vede totul? What? Doamne, Darkseid, ești nesimțit, gata, gata, mai calmă, Darkseid, spune-și mie ce vrei să faci aici, cum adică casă de bebeluși de nu versus pro, ce înseamnă asta, Darkseid? Pe fiatră, mami, o să facem o casă de nu versus pro. Adică o facem doar o singură casă sau cum adică casă nu, de nu versus pro? Casă cu... de nu, adică un bebeluș, nu adică eu, și o casă de pro, o casă de bebeluș pro, adică eu. A, adică de proști, cum ar veni, ok, să-i fac casa lui Darkseid, am înțeles totul cum vrea să facă Darkseid, da, bă, Darkseid, și cam atât ai de zis, Darkseid, altceva nu mai ai de zis, alo, bă, da, mami, mami, uite, ia o casicuță și pleacă. Casicuță, căscuță, ia să, Darkseid, ok, hai, gata, am plecat, nu mai vreți căscuța, ok, bine că ne-ai dat, Darkseid, căscuța, pentru că acum trebuie să, adică poți să vorbesc normal, nu mai fac cu vocea mea, practic de mama strictă, o să vin cu vocea mea de Rafael și să fie totul bine, o să ne apucăm să facem casa de bebeluși de nu, după facem baia de pro. Și da, o să vedem cum o să fie practic, să vedem și ce reacție să aibă Darkseid când s-a dat ceea ce construiește maică-sa. Și bă, și chiar sunt curios ce o să construiască și Darkseid. Acum hai să ne revenim la vocea noastră normală și să începem construcția. Hai să construim prima casă, cea de bebeluși de nu. V-am luat aici câteva materiale și vreau să încerc să fac așa. Știți că eu mereu, mie îmi place practic să construim niște astea pentru că fac așa niște design-uri mai ciudățile așa care arată chiar super bine. Și asta o să facem și acum. După cum puteți vedea, am luat aici niște de-astea, habar n-am care e faza cu ele, ce chestii am luat aici, dar ce o să fac eu aici, dar în fine, hai să punem și noi o ușă din aceasta, să înceapă totul foarte, foarte bine și vreau să-mi spuneți voi acolo în comentarii ce părere aveți, dacă credeți că o să mă descurc eu sau cine credeți că o să se descurce mai bine. Ok, fiți atenți când facem asta, practic e de nub aici, o să punem fix așa, bă, chiar arată mișto blocurile astea la asta de nub, chiar îmi place super, super mult și da, cum v-am zis, vreau să scriți voi acolo în comentarii ce părere aveți de tot ce se întâmplă aici, dacă credeți că eu o să construiesc, hai că mama strictă o să construiască mai bine decât Darkseid, sau dacă credeți că Darkseid o să construiască mai bine, asta vreau să scrieți acolo în comentarii. Și acum, hai să vedem, deci ne apucăm de partea asta, ok, acum trebuie să punem podeaua fix așa, dar asta nu o să facem foarte mare, pentru că până la urmă este casa de bebeluși de noob și n-ar trebui să fie ceva foarte, foarte wow, cred că o să las ceva de genul cam așa. Aici vreau eu să fac niște chestii din aceasta, după cum puteți vedea, facem aici un fel de design din acesta, eu zic că arată cât de cât ok designul. Bine, aici n-ar trebui să fac designul cum e acolo, ar trebui să-l fac ceva de genul așa și după aceea trebuie să-l ducem așa în sus, cum l-am dus și în partea aia, să fie practic totul kit, cum a fost și mai devreme să fie și acum, dar da, bă, mie mi se pare chiar ok, e chiar ok casa aceasta, n-ar trebui să fac mai mult atât, pentru că până la urmă, bă, frate, nu e ceva la care ar trebui să mă complice foarte mult, este asta de nob, știți ce zic, și cam atât. E bine, aici bă, dar nu mai știu exact cum era cam partea, dar fiți atenți că e asta de nob, le punem așa random în partea asta să nu fie exact cum era acolo și aici o să punem ceva de genul fix așa, fiți atenți, să facem ca și cum e, cum ar veni un, din acesta, cum se numește, un glez, cum ar veni, avem aici să se vadă, să avem și priveliște și toate astea, dar până la urmă nu e glez, nu e nimic și da, aici o să punem niște chestii din acestea ca și cum avem un fel de acoperiș și cam atât o să fie casa asta, mai
punem acolo pe interior. Punem un pat, punem ceva de genul, și chiar arată interior pentru casa de bebeluș de nub. Mi se pare că e chiar ok și chiar sunt curios ce reacție să aibă dar să când o să vadă ce a construit Mike, că până la urmă sunt consumat Mike sau strict cum ar veni. Și da, nu mai vorbim prea multe. Am terminat aici. Ne apucăm acum de interior. Ok, deci avem trebuie să intrăm așa puțin pe dabușile. Ok, dar e ok până la urmă. Hai să ne punem patul, punem unul așa mai grill, punem fix aici, mai punem un chest și un furnal, un crafting și cam atât, pentru că nu trebuie să pun prea multe. Nu, asta nu trebuie să mă complic. Până la urmă, da, ați înțeles cam care este ideea cu casa de bebeluși de noob. Și da, ok, am pus asta aici, punem asta aici și cam atât o să fie cu casa. Acum o să mă duc la jumătate, de fapt, hai că o să folosesc căscuța. Trebuie să-mi pun din nou vocea de mama strictă. Folosesc căscuța, vorbesc cu Darius, să vedem ce face el și după aceea să ne uităm. Hai să vedem, cam așa arată casa, este super ok. Chiar îmi place pentru casa de bebeluși de noob. Mie chiar îmi place. Scrieți părerea voastră în comentarii, ce note-i dați. Alo, Darusel, mă auzi? Merge căscuța? Merge casicuța? Da, merge foarte greu după cum se poate observa, dar în fine, mă, Darusel, că până la urmă e făcută de tine. Păi, ce să spun, eu am terminat casa asta de bebeluși de noob, am făcut ceva micuț, dacă îi scrie ceva de noob, nu cred că trebuie să mă străduiești așa, tu pe unde ești, Darusel? Hai că vin acum la jumătate și da, ți-ai terminat eu sau mai... Unde înăuntru? Înăuntru, bă! Ok, mă, Darusel, bă, doamne, cum arăt, Darusel, dă-ți porcăria asta jos de pe tine, așa, gata, mai terminat, de ce ești aici? Bă, dă-ți mă de pe cap jos, alo, așa, Darusel, bun, o să fie Darusel în lumea de bebeluși, ce mai terminat? Mamă, ce e asta, Darusel? Mă, casă de bebeluși, bă, asta nu prea pare casă de bebeluși oarecum, Darusel, nu știu, e, sau, nu știu, gen, da, e ceva, nu știu ce. Nu mai fie între mami, uite, casa asta de bebeluși are și o muzică. Bă, what the f- what? Și acum o să vă dați bebelușii, mami. Te mai pun tu cu bebelușii, ia zi, te pun cu bebelușii. Da, mă, da, dar să le ai, mă, lasă-mă în pace cu toate prostiile astea tale. Mă, ce să ai, să jucăm aici, casa de bebeluși, de față, ascunsele, de ce să... Bă, ce mai avem, mă, noi aici de făcut, că nici nu mai înțeleg, dar să le ce să-ți dau, bă, vrei să-ți dau notă sau ce vrei tu să-ți dau? Mami, uite, casa de bebeluși, ai ce să urcă bebeluși, face sport, uite, aici e casa lui, uite, aici are cestul, uite, sare pe cestul, uite, ce aștept să face, ui, și ce mă, tu care face? Ok, dar să le pentru toată povestea asta de... Bebeluș? Da, de bebeluș, o să-ți dau nota... Bă, s-a luat a 7, e cât de cât ok, nu-i ceva? Acum să-ți arăt casa mea de bebeluș de noob. Cam așa arată, ce părere ai tu, dar să-l iau. Uite, stai să nu intră înăuntru, nu intră înăuntru, dar să nu intră. Ia uite design-ul pe aici, ia fii atent, bam design în spate, frumos, bam design și aici, în lateral aceasta. Aceasta, Darusel. Ce părere? Ce? Mami, dar ce asta, mami? Nu mă duc ce cu casa asta, mami. Dar pentru bebeluși unde uite? Să facă antrenament, să facă sport, să mănânci unde? Ce, mami? Uite aici un bani. Mami! Aici e cușcă de câine, nu-mi place cușcă de câine. Bă, Darusel, îți bagi joc chiar așa, mă. Mă, ce să-și eu la căsuța asta frumoasă și tu-ți bagi joc de ea. Ți-ai bătut tu joc în tot halul, mă, Darusel. Nici notă n-ai apucat să-i dai. Ce faci, mă, aici? Hai, mă, că deja mă enervez, Darusel. Și tu te aștepți acum nota 1 sau ce scrie aici? Da, stai, așa. Nota, mă, dar să zic pe bune, ce notă îi dai? Da, spune-mă, dar să nu le mai strica, dar să era așa frumoasă casa aia, nu pot, aole, bă, dar să le ți-ai bătut joc de casa, a mai rămas măcarușa asta pe aici, hai că o punem aici, ce să mai și spun, dar să le zi, mă, ce notă îi dai? Deci ești magician, am înțeles, Darusel, mersi foarte mult, bine, Darusel, așa, mă, ce părere ai tu de casa asta? Bă, Darusel, până la urmă, e o casă de nob, de bebeluș, ce părere ai tu de casă? Cum, ce părere ai, ce nu te-i dai? Nota 5 de... Ok, dar înțelegi foarte ciudat, eu ți-am dat nota 7, tu îmi dai nota 5, că de fiecare dată tu, Darusele, nu poți să dai o notă reală, că tu vrei să câștigi, bă, așa te știe pe tine, în fine, Darusele, du-te acolo, acum trebuie să facem casa de bebeluși de pro, Darusele, casa aia șmechiră, nu? Da, hai, 3, 2, 1! Bine, bă, Darusele, așa, mă lași, lasă-mă în pace, Darusele, că deja ai nesimțit, ok, gata, hai că am lăsat căscuța, ne punem vocea înapoi de Rafael, practic să fim și noi la normal și începem construcția, să vedem ce casă să facem acum la runda asta de pro, unde să fie o casă șmechere rău de tot. Bun, gata, ne-am revenit la vocea noastră normală. Vreau să scrieți acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la runda de noob, la casa de bebeluși de noob, adică dacă a făcut Darusel sau mama strictă, adică eu cum ar veni că sunt costumat, transformat în Mike sau Darusel, dar Darusel nu știe, așa că, bă, asta este casa
sap, aerealul, dar înseamnă acum, hai să ne apucăm de runda de pro la casa de bebeluși de pro și fiți atenți, am văzut eu aici niște blocuri super interesante, ok, deci lanterna asta arată genial și blocurile astea îmi plac foarte mult, aș vrea să le folosesc, dar fiți atenți pe lângă asta, nu știu exact cum aș putea să le folosesc, dar haideți să încercăm aici ceva, bă, nu știu exact nici ce aș încerca să fac, sincer, dar totuși încerc aici să fac niște chestii, să văd cum aș putea eu să fac casa asta, să facem ceva de genul de înălțimea asta și aici să vină niște chestii oarecum ceva de genul așa, nu știu exact ce fac aici, cam pare o prostie sincer în momentul de față, dar se sperăm totuși că nu o să fie o prostie și o să fie asta ceva cât de cât ok sau nu știu ce să fie asta, o să fie ceva de la casă, habar n-am, nu știu, ia mă să vedem, deci punem practic chestia asta așa și ce am putea noi să facem e întrebarea pentru mine, deci chestia asta, bă, ce am putea să facem, am făcut asta așa aici și ce aș putea să fac, ar trebui să iau aici niște stairs-uri din acestea, dar pe care, fiți atenți că le folosesc pe astea, mamă cum arată și fiți atenți casa asta de bebeluși de pro să fie super, super tare, că o să facem aici foarte multe chestii, după cum puteți vedea chiar arată super tare, ok, stai că-l punem fix așa să arate în genul acesta, aici tot așa, intri tot așa, de fapt, hai că tragem asta așa, asta cum ar veni să fie o intrare și o să facem o de-asta, ca și cum că intri la grădiniță, la chestii de genul, casă mă de bebeluși, super, super șmecher, asta chiar o să fie o casă de bebeluși super tare, chiar o să-mi placă, ok, hai că începem să construim aici, să vedem ce o să iasă, după aceea revenim mai în față cu detaliile pe care o să le mai facem noi și așa. Bă, lăsați puțin, chiar să vă lăsesc căscuța și n-am făcut, mama, strictă, m-am speriat puțin. A vorbit, dar o selfie, a strământat fix în căscuț, dar bine că n-am folosit căscuța. Bun, am reușit să fac o casă mișto. Bă, nu știu cât de mișto arată aici din interior, după cum puteți vedea, ok, avem aici și o ieșire frumos aici pe terasă, după cum puteți vedea, și ați văzut așa puțin din afară, dar acum hai să mergem direct afară să vedem practic ce casă a făcut mama lui Darusel. Încă nu e gata, pentru că trebuie să mai facă și interiorul, dar da, uitați-o, bă, frate, chiar arată interesant, mie chiar îmi place, deci asta este casa din jur împrejur, uitați-vă cât de mișto arată, mie mi se pare că arată ceva super, super tare, uitați-vă și pe aici pe jos cum e susținut în partea aia și tot așa, mie îmi place chiar foarte mult, în spate nu cred că mai pun susținere, cred că arată ok așa, da, chiar arată mai bine așa, și acum trebuie să ne apucăm să facem interiorul, ei bine, prima oară hai să punem și niște paturi pe care o să le punem fix pe acestea, de culoare galbenă, de fapt punem doar unul aici la jumătate, cum ar veni să iasă foarte frumos, ok, punem și în partea asta tot așa ca să fie egalitate. Trebuie să mai luăm niște chesturi pe care o să le punem pe undeva pe aici foarte frumos. Punem unul aici, punem unul aici. Într-o parte punem să aibă și o da, asta frumos aici. Punem și noi niște crafting-uri în părțile astea pe aici foarte frumos, câte două de fiecare. Aici trei furnale, aici punem un slab din acesta de quartz foarte frumos deasupra cum ar veni. Punem aici niște cake-uri și cam atât o să fie toată casa asta cum ar veni practic. Punem aici niște carpetă de asta așa cât de cât să fie ceva așa, ok. Și în partea asta ce să mai punem? Nu cred că mai punem nimic. Cam atât o să fie și cu interiorul acesta. Și cam atât o să fie. Asta este casa. Acum ne punem înapoi vocea de mama strictă. O să vedem dacă Darusel a terminat și chiar sunt curios ce a făcut și Darusel. Și vreau să scrieți în comentarii ce părere aveți de ceea ce am construit eu sub pretextul practic că eu sunt mama strictă. Deci mama strictă, dați note acolo în comentarii când scrieți, să scrieți mama strictă versus Darusel. Scrieți cine a construit practic, notă pentru construcția mamei stricte, notă pentru construcția lui Darusel. Asta este casa de bebeluși de pro. Aia este cea de nob. Vreau să scrieți în comentarii ce note dați. Acum hai să vedem dacă Darusel a terminat și să vedem ceea ce a făcut și ieri, să ne dăm note între noi. Bun, gata, că ne-am pus vocea. Darusel, mă auzi, mamă? Darusel, mamă, mami, Darusel. Da, mami, ce vrei? Ok, Darusel, deci ai rămas iar răcit, mă, băiatule. Păi, Darusel, ia mami, nu, am răcit și m-a chemat Darusel. Darusel, da, mami, da. Ok, Darusel, ok, gata, Darusel, ești răcit. Fii atent, eu am terminat casa de bebeluși de pro. Nu știu, tu ai terminat, Darusel, că eu am făcut-o. Îmi place super mult cum ai ieșit. Vreau să te întreb dacă tu ai terminat-o, dacă ai făcut-o. Da, mă, puțin, dar fii atent, mami, vreau ca tu să-mi descrii casa ta. Să ce? Să ce să fac, mă, Darusel? Descriu, descriu. Ah, să-ți descriu, Darusel, nu descriu. Ce înseamnă descriu? Dar să describ cum ar veni. Dar așa, vrei să... deci tu vrei să-l descriu casa. Păi, dar așa, casa mea este o casă chiar de bebeluși. La modul cel mai serios, casă de bebeluși de pro. E 100% de bebeluși. Sunt niște... E multicolor, așa. Sunt multe culori de-astea frumoase de bebeluși. Zici că e un fel de grădiniță. Dar așa, dar este o casă. Aici avem și interiorul foarte frumos. Tu încă nu-l vezi, dar așa, dar da. Tu ce ai făcut, dar așa, mai mult de făcut sau nu? La fiantele, mami, 3, 2, 1 și la tine acasă am ajuns. Ce asta, mami, ce e asta?
asta. Aole, dar să-le bine, hai ca să-ți prezint, dar să-le sepțin, vin aici, nu intra înăuntru, dar să-le, ți-am zis, nu trebuie să intri înăuntru, prima oară trebuie să vezi exteriorul, dar să-le ieși afară, mamă, hai mă, dar să-le, mă, dar să-le, hai să ne bai de bază în joc, să facem aici acasă de bebeluși să vedem. Ok, hai! Deci, asta, hai să-ți prezint asta. Stai, mami, stai, parcur. Ok, gata, dar să-le, gata, dar să-le, hai să-ți prezint, fii atent, dar să-le, asta este casa mea de bebeluși de pro. Ce părere tu, dar să-le, cum vezi așa, fii atent, din partea asta, fix așa, dacă, ok, uite-te din jur împrejur, dar să-le, uite din jur împrejur, cât de frumos este, uite-te și dă de sus, dar să-le, bă, mie mi se pare super tare casa mea, tu ce părere ai de casa, dar să-le, îți place sau nu? Bă, ce faci, mă, a, bine, ai făcut așa, un stâlpișor din acesta, dar eu nu vreau să mai facem stâlpișor aici, dar, ok, da, hai, ok. Hai, mă, dar să le iară stricat-o, mă, pune mâna loc, așa, gata, hai, mă, dar să le vină aici, fii atent, așa, ce părere tu de casă, dar să le, așa, din exterior văzând, îți place sau nu-ți place, ce-ți place cel mai mult din ce vezi tu acolo? Mami, da ce e cea, mami, ce bătă un joc, mami? Hai, mă, dar să le vorbește serios, chiar vreau să-ți iau o părere sinceră, dar să nu mai sparge, mă, mamă, dar să le, hai, pe bune, că nici tu mai știu cum era, a, mă, dar să le, dar să le, dar să le, ha, dar să le, dar să le, dar să le, mamă, dar să le, mamă, eu nu ți-am făcut așa ceva ție și poate vezi că plec cu banii ai tăi acasă. Nu, mami, mami, fii antenă, te ajut că uite aia ce-a făcut oră, uite, uite, frumos, uite, fii antenă, mami, să-mi vezi de la cel mai bun. Mamă, dar să le-ai stricat tot, dacă vede cineva, zice că e vai de capul, ia, mă, dar să, hai, lasă așa, mă, dar să le zi, mă, ce părere ai, mă, bă, sincer, dar să ce părere ai de casă. Mami, îmi place aici, frumos, dar fii antenă, mami, aici putem să spui așa și fii antenă, eu mă, dar să nu mai, dar nu mai modificat, l-ai făcut de mine, tu-ți mai ajută munca mea, dar să el. Nu, nu contează, mă, dar să-i spune părere normală și nu mai modifica, chiar nu ți-ai modificat, dar nu-ți-l vreodată. Ok, mami, nici o șantră, mami, pe ieșterul îți dau nota 6. Hai să vedem înăuntru. Hai să vedem înăuntru, bă, dar să-i spune, mă, pe bune, dar chiar o notă sinceră, nu poți să o dai și tu viață. Mamă, dor, mami, na. Ok, dar să-i, a, mă, pe bune, vorbește să... Mă, dar sele, mă, gata, mănânci tot tortul, toate chestiile le mănânci pe aici, tot tu faci, dar sele și nota îmi dai 6, nu atât de nesimțit ești tu. Ia întâlnă, mami, la interior, o să ai din start, nota 8. Ok, nota 8, ok, nota 7 în total să zic, am ok, ok, nu, nota mami, 7. Nu, mami, nu, mami, chiar, mami, frumos, dar nu. Dar tu ai stricat-o, că mi-ai schimbat aici. Nota 9, nota 9, mami, nota 9, că fii antenă, mi-e place interiorul și mi-e plac tortul, așa că nota 9 acum la mine. Mulțumesc pentru nota 9, dar să, ok, mamă, ce mă nervează ăsta, că mi-a stricat ăsta aici, bă, și nu puteți să vedeți acum cum era el, mă, normal, ei bine, da, e, oricum, știi, asta mai devreme, cum a zis, mi-a stricat el pe aici, dar, ai, oricum, arată ok și așa, nu pot să zic, arată chiar foarte rău, dar acum, hai să mergem să vedem, mă, ce-ai făcut, Darius, mă, ce, what, Darius, cum ai făcut așa ceva, da, Darius, da, trebuie să facem o casă, doar casă, și aia e casa, mă, dar, mamă, cât de tare chestia asta. Darius, bă, de unde ești tu așa de talentat, Darius, că nu-mi vine să cred așa ceva, mamă. Nu știu, mami, nu știu, nu știu. Mă, ce sunt astea de să mișc, mamă, mă sperie, Darius. Nisim, mami, mami, nisim, mamă, nisim. Mamă, ce aici, mă, dar, what, ce s-a unde, Darius, what, mamă, cât de tare, mamă, Darius, prima oară în viața ta când ai făcut ceva șmecher, îmi place rău de tot, dar să le și pe aici cum se de prin și astea. Bă, dar chestia asta, dar să le, nu-mi vine să cred așa ceva, mamă, bă, dar să le, pe, fii atent, bă, din exterior, casa chiar nu-mi place din exterior, față și atât, prin interior îmi place, dar să le, bă, eu să-ți dau nota 8.50, e genial cu tot cu ăsta, dar să le, yeah! Dar să le, dar vezi că eu îți dau note pe bune și tu îți dau zic, pe fie între mami, da, dar știu, dar eu s-a dat nota 9. A, mulțumesc, dar să-l da, dar mi-ai schimbat-o și nu mai era cum era ea, mă, normal. Mi-ai schimbat-o, mi-ai stricat-o alea și lumea nu mai vede cum o vedea, mă, normal. Dar să-l, că mi-ai schimbat-o. Nu cu... v-am întrebat, ha, mami, nici fie între mami, vreau să zic că mă cheamă, dar să zicem, chiar la parcă să-și mai chiar. Eu că mami mă bat, aș cura, fai, fac, căcata, da. Ei, ele, dar să-l dau, mami, te știi. Hai că deja ai spus, dar să-l. Și eu mă trage frumos, și fie între mami, 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 fie între mami. Mami, 3, 2, 1, te-ai dus! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.